din partea moldovenilor s-au adunat peste 2000 de lei. Cu 1000 de lei a contribuit și primăria municipiului Bacău, iar cu aproape 700 rectoratul Universității Vasile Alexandrii. Restul au fost contribuții ale persoanelor care au vrut să ajute familia îndoliată a lui Serghei Postica. Vreau să mulțumesc în primul rând basarabenilor, care încă din prima oră când i-am anunțat, au venit la mine să-mi aducă banii, nu întrebau de chitanță, de cât, mi-am spus, cât o rată pot să dea. Cu ce am putut, prin mobilizare, prin strângere de bani, am încercat să ajutăm la transportarea lui acasă și să ajutăm cât uși de puțin material familia lui. În total, studenții care s-au ocupat de strângerea banilor necesari în mormântării și transportării lui Serghei în țara natală au adunat aproximativ 5.000 de lei. Banii au ajuns la sora studentului decedat care a venit de la Timișoara să-l ia și să-l ducă în Republica Moldova. Am mers la morgă, l-am văzut, joi l-au luat, la 4 l-am petrecut acasă. Regretele au rămas în Bacău, în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut pe Sergiu, așa cum îl numeau ei. Era un băiat aparte, era un băiat discret, foarte discret. Nici măcar prietenul cel mai bun n-au știut că avea operații la inimă. A fost un băiat foarte calm, foarte liniștit, un băiat receptiv, pentru că a lucrat și în cadrul Asociației Liga Studențească la noi aici. Ne-a ajutat foarte mult. Înmormântarea a avut loc duminică.